Aleși români se află, conform Politico, în topul europarlamentarilor cu cele mai multe absențe la vot din Parlamentul European și vorbim aici, doamnelor și domnilor, de Claudiu Manda, europarlamentar PSD, care a fost absent la 43% din voturile din această legislatură. Manda se clasează în acest top pe locul 2 și Rareș Bogdan, care este pe locul 5 după ce a lipsit de la aproape 33% din voturile din Parlamentul European. Atât Rareș Bogdan cât și Claudiu Manda candidează pentru un nou mandat de europarlamentar din partea coaliției. Și dacă ne uităm, doamnelor și domnilor, pe acest top pe care îl vedeți în scurt, Manda este depășit doar de Ioannis Lagos, care este un europarlamentar grec, care se află în închisoare din aprilie 2021. Ei bine, Ioannis Lagos, deși este închis, notează jurnaliștii de la Politico, acesta este activ, depune amendamente din închisoare și uneori poate să voteze chiar și de la distanță. Alegerile la europarlamentare urmează să aibă loc în 9 iunie. Mergem